probă, observațiile jurului au fost la fel de adevărate și bine ilustrate. Oricum, aceste probe mă vor ajuta pe viitor și, așa cum am spus, voi ține cont de părerile lor. De data asta am fost mai, cum să spun, fericit că impresiile juriului au fost de acord cu ținuta mea. Adică mi-au confirmat felul în care m-am îmbrăcat. Au fost câteva mici erori din partea mea, care desigur se vor rectifica, dar de data asta m-am simțit mult mai bine pentru alegerile mele. Pentru mine a fost o plăcere să mă îmbrac în aerul londonez pe care îl iubesc atât de mult și mă bucur că și lor le-a plăcut la fel de mult ca și mie. Proba următoare sper să iasă mult mai bine ca aceasta. E bine că și-a spus și juriul păsul care l-avea. Te rog, e și greu, dar te rugăm. Scufița roșie într-o variantă mai modernă. Mie îmi place foarte mult rochia și este o croială care te avantajează. Cred că singurul lucru care ar trebui să-l faci este să porți poate bretelele puțin ajustate, pentru că creează o cută ușor inestetică în dreptul subbrațului. Nu. Nu, stai mai către claviculă. Așa. Da. Este o croială care te avantajează. Îți subliniază foarte frumos silueta. Însă eu am o problemă cu accesoriile, în special cu încălțămintea. Niciodată să nu porți acest gen de botine la rochie. Îți scurtează foarte mult picioarele, îți îngroașă glezna. Dacă ți se par comode și, cum să spun, dacă te simți bine în ele, poartă-le întotdeauna numai la pantaloni sau eventual la jeans. Și tocmai pentru că roșul este o culoare foarte puternică, încearcă să nu-l pui alături de negru, știi? Pentru că negrul arată puțin, nu știu, șters și roșul își pierde din frumusețe. Caută să-l pui lângă alte nuanțe mai interesante. Dar altfel, da, ești o scufiță roșie într-o variantă foarte modernă care probabil că se duce la, nu știu, balul vânătorilor. Am plecat acum de la bunicuța și accesoriile care vedeți sunt cadou. Da, și mergem la balul vânătorilor, că e o rochie eventual, de cocktail. Da. Mai ții minte ce ți-am spus la prima probă? Legat de ce anume? Se pare că nu mai ții minte la ce ți-am spus la prima probă. Părul. Mai ales la ținuta relativ. Nu mai bine așa. Plicul, mă rog, ce se vrea a fi plic, nu e plic, mă arată mai degrabă a portofel. E prea mic pentru tine. A trebuit să fie un pic mai mare, deci decât să-l iei, mai bine îl lași acasă. Și în rest, o completare la ce a spus Irina, nici mie nu mi se par potrivite și nu sunt potrivite ghetele. Și poate nici colierul, pentru că, din păcate, îți ascunde zona frumoasă de sub talie, de pe talie. Și l-aș da jos. Da. Poți să-l dai jos, să vedem dacă am dreptate sau nu. Mai bine. Mulțumesc. Și eventual poți să folosești colierul pe post de brățară, brățări. Da. Asta în completare la ce spunea Alex la prima probă. Alexandru. Subscriu tuturor informațiilor care ți-au fost furnizate până acum, pe care tu probabil o să le iei în considerare când o să ajungi la tine acasă și o să dai foc șifonierului. Nu ca să fim radical extremiști, adică. În schimb, ținuta asta e ok, mă rog, ea nu este în primul rând, rochia nu este urâtă, da? Că ai accesorizat-o tu
ciudat. Văd că tu ai o problemă cu accesoriile. Când nu pui, când pui aiurea. Nici mie nu pot spune că îmi place, mă rog, nici nu-mi displace acel portfard, acel plic, acel, mă rog, port vizit, port moneu, ce vrei tu. Dar mai degrabă pentru ținută care cuprinde jeans. Da? Pentru o ținută pretențioasă încearcă să ai ceva fără prea multe accesori. Nu, sclipiciuni de genul ăsta. Știi? Fără metalul ăsta, pentru că e foarte, nu știu, prost accesorizată ținuta. Fix asta e cum. Și mai ales că este o culoare puternică, știi? Și mai avem și ceva strălucitor. Este, nu mă deranjează strălucirea. Forma, materialul, acele zale sau ce or fi, paete, nu sunt bune pentru ținuta asta. Nu dau eleganță. Pur și simplu zici că și știu de unde l-ai luat și mie mi-a plăcut când l-am văzut pe raft, dar am știut pentru ce îl poți folosi. Piele, jeans, tricouri, lucruri de genul ăsta. Nu ținută elegantă, nu voal, nu mătase, nu, pentru că nu mai au, nu are față lângă, adică oricât de simpatic ar fi el pe raft, în ținuta asta nu e ca și când ar fi. Și mă bucur că cel puțin și tu știi că nu sunt, mă rog, pantofii, botinele. Nu te avantajează botinele, da. Nu că nu avantajez, dar pentru ținuta asta niciun caz. Și am văzut asta pentru că în momentul în care Irina a adus în discuție problema lor și tu ai zis, adică erai conștientă de ce. Și de ce le-ai luat dacă tot știi? N-a avut altceva, dar mie mi-a plăcut totuși că, uite, acum la ultima probă ne-a demonstrat că poate să fie și tânără, poate să fie și volubilă și să știi că mie îmi place roșu. Chiar dacă scufiță nu prea, varianta... Nu ți-ai dori să fii? Nu mi-aș dori, dar mie îmi place această rochiță că te întinerește și te ajută tare mult. Mulțumesc! Mulțumim!